Ioan, iată care sunt titlurile orei 15. Viitura de pe Dunăre se apropie tot mai mult de țara noastră. Debitul fluviului ar urma să crească până la 9000 de metri cub pe secundă săptămâna viitoare. În plus, există risc crescut de inundații pe Jiu, Olt și Argeș, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să intervină. Procurorii au cerut arestarea preventivă a 20 de persoane implicate în bătaia din stradă din orașul Pantelimon și de la spitalul Pantelimon. Instanța a rămas în pronunțare. Alte 8 persoane au fost deja arestate. Hezbollah a anunțat că a lansat o rachetă balistică asupra orașului Tel Aviv. Este în premieră de la începutul războiului în regiune, când gruparea jihadistă folosește o astfel de rachetă. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență ar putea cere primarului Nicu Șordan să emită de urgență autorizația de construcție pentru începerea lucrărilor de pe planșeul de sub Piața Unirii. La Prefectura Capitalei are loc în aceste momente o ședință în care se tranșează situația. Alertă pe Dunăre, viitura se apropie de România și va ajunge la nivelul maxim pe 30 septembrie sau 1 octombrie, estimează autoritățile. Debitul fluviului ar putea ajunge la 9000 de metri cubi pe secundă, susține ministrul mediului. Sudul și centrul țării vor fi cele mai afectate. În plus, există un risc crescut de inundații în localitățile din apropierea bazinelor hidrografice Jiu, Olt și Argeș-Vedea. Autoritățile au pregătit deja echipele și materialele necesare pentru intervenții în zonele în care ar putea fi afectate. Între timp, cei care au avut de suferit în urma inundațiilor de acum mai bine de o săptămână vor primi bani de la stat pentru a-și cumpăra electrocasnice. Pe sectorul românesc al Dunării însă, ca urmare a precipitațiilor însemnate la care m-am referit mai devreme, putem înregistra viituri importante, mai ales în bazinul hidrografic Jiu, în bazinul hidrografic Olt și în bazinul hidrografic Argeș-Vedea, care vor aduce un aport suplimentar Dunării. Astfel, debitele pe sectorul românesc al Dunării ar putea atinge inclusiv valori de 9000, poate 9500 de metri cubi pe secundă. Această creștere nu e una care ar trebui să ne alarmeze la acest moment. Asta înseamnă o creștere cu încă 50 de centimetri față de prognoza inițială, însă lucru pe care îl monitorizăm cu atenție este legat de riscul crescut de inundații pe râurile mici din cele 3 bazine hidrografice pe care le-am menționat mai devreme, unde cel mai probabil vom avea avertizări de cod portocaliu sau chiar de cod roșu în funcție de intensitatea precipitațiilor. În urma unei decizii luate în coaliția de guvernare PSD-PNL, acordăm încă 15.000 de lei cu care își pot înlocui bunurile distruse și, de asemenea, banii pot fi folosiți și pentru achiziția de combustibil pentru încălzirea locuinței. Estimăm că peste 6.000 de persoane singure sau familii vor beneficia de acest ajutor. În plus, alocăm suma de 62 de milioane de lei autorităților locale din Galați. Banii sunt necesari pentru reparațiile de drumuri județene, poduri, podețe distruse sau grav afectate de inundații. Ne teme că ne e frică că suntem aproape aici. Păi cum să nu ne fie? La toată lumea e de frică. Zice că n-are să fie, dar poți să știi că atunci într-o noapte a fost. Oamenii din localitățile aflate pe malul Dunării stau cu sufletul la gură pentru că debitul fluviului crește văzând cu ochii. Autoritățile locale susțin că sunt pregătite să intervină. Avem, ca să, cum spuneam, în armată, obiecte de cazarmament. Pături, saltele, plus 2 corturi. Mai avem și jos corturi. Specialiștii spun că riscul de inundații este minim, întrucât zona este apărată, iar debitul prognozat al Dunării nu este unul fără precedent. În zona Doljului avem peste 150 de km de diguri care ne protejează împotriva inundațiilor. Din informațiile noastre, la finalul săptămânii vom avea un maxim de 8.000 de metri cub pe secundă, un debit care nu ne poate
produce probleme. Comandamentul pentru situații de urgență care s-a format în zonă dispune de echipamente moderne, inclusiv baraje din aluminiu și hidrobaraje. În cazul în care vor fi inundații în satele din județul Dolj, în cadrul comandamentului pentru situații de urgență de la NEDEA există un tractor special pregătit cu un dispozitiv de umplere rapidă a sacilor cu nisip. Autoritățile iau totuși în calcul că unele zone ar putea fi inundate, dar susțin că sunt pregătite inclusiv pentru acest scenariu. Din experiența dumneavoastră, de la ce nivel ar crea Dunărea probleme? După 11.500 de metri cu pe secundă. Ce s-ar întâmpla? Care ar fi scenariul? Prima dată, la un debit de 11.500 de metri cu pe secundă, avem experiența anilor trecuți, se inundă drumul comunal 533, Calafat, Ciupercenii Noi. Există rută ocolitoare. După debitul de 12.300 de metri cu pe secundă, se inundă Cheuport Cetate, Cheuport Calafat. Prima dată și prima dată, colegii noștri o să intervină la Ciupercenii Noi, la un debit de peste 11.500 de metri cu pe secundă. Există o zonă care noi o ținem mereu sub supraveghere, deoarece acolo se inundă câteva gospodării. Oamenii își amintesc de vidura din 2006, când Dunărea a atins debite istorice, inundând peste 1.000 de kilometri pătrați de teren și forțând evacuarea a 15.000 de oameni. Atunci, localitatea Rast din Dolj a fost devastată, iar 10 de case distruse. Durata viiturii de 2 luni a fost cea mai lungă înregistrată vreodată. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență ar putea dispune primarului Nicușor Dan să emită de urgență autorizația de construcție pentru începerea lucrărilor de la planșeul de sub Piața Unirii. Măsura se regăsește în proiectul de hotărâre discutat astăzi în comitetul condus de prefectul Capitalei. Lucrările de consolidare a planșeului, despre care primăria sectorului 4 spune că stă să se prăbușească, au strânit controverse între edilii din capitală. Colegul meu, Andrei Rotaru, se află chiar acum la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de urgență și se alătură cu detalii. Andrei, bine te-am regăsit. Ce prevede mai exact această hotărâre? Te ascultăm. Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Vorbim despre o hotărâre cu doar 6 articole, 2 dintre ele fiind cele mai interesante. Pe de o parte, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență ar putea dispune Primăriei Capitalei să emită în regim de urgență autorizația de construcție necesară pentru începerea lucrărilor de la planșeul care susține Piața Unirii și, pe de altă parte, prin aceeași hotărâre ar urma să ceară tuturor autorităților care au atribuții în acest sens să emită cu prioritate, să emită cât mai repede toate avizele necesare pentru obținerea documentelor din partea Primăriei Capitalei. Aproximativ o oră a durat această ședință și ne așteptăm ca în foarte scurt timp aici să aibă loc declarații din partea oficialilor. Ca să înțelegem însă controversa, trebuie să ne uităm puțin în urmă, pentru că această situație a planșeului Unirii nu este deloc una nouă. Încă din anul 2017, primele expertize arătau că în subteran sunt probleme și aceleași expertize încadrau structura de beton în clasa 4 din 5 în ceea ce privește starea tehnică, clasa 5 fiind cea mai proastă posibilă. După aceste expertize, bineînțeles, au urmat numeroase studii, protocoale de colaborare semnate între Primăria Generală și Primăria Sectorului 4 și ușor ajungem în prezent. Numai departe de săptămâna trecută, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 i-au invitat pe jurnaliști la o vizită sub planșeul de beton pentru a vedea cum arată de fapt această structură. La vizita respectivă a participat, bineînțeles, și primarul Sectorului 4, care spunea că este urgent ca aceste lucrări de consolidare să înceapă cât mai repede, pentru că structura reprezintă un pericol. Același lucru l-a susținut și prefectul Capitalei, prezent și el la această vizită. Motivul pentru care totuși lucrările nu au început ține de autorizația de construcție care trebuia emisă de Primăria Capitalei. Primăria Sectorului 4 a cerut o autorizație în regim de urgență, însă aceasta nu a fost emisă, iar despre autorizația obișnuită, primarul Capitalei spune că documentația nu a fost completă, că existau anumite probleme, motiv pentru care nu putea fi emisă această autorizație. Andrei Rotaru, mulțumim pentru toate aceste explicații.
România primește de la Statele Unite un împrumut de aproape $1 miliard în condiții avantajoase. Ce intenționăm să cumpărăm cu acești bani, vă spun mai târziu la știri. Procurorii cer arestarea preventivă a 20 de persoane implicate în bătaia din stradă din orașul Pantelimon, dar și din spitalul Pantelimon. Alte 8 persoane sunt deja arestate pentru 30 de zile. Mai mult, anchetatorii din capitale descriu că 13 persoane au intrat cu bare metalice, bâte din lemn, săbi, furci și cuțite pentru a ataca o femeie care era în spitalul de urgență. Colega mea Magda Costache ne explică. Noi suntem la judecătoria sectorului 2, unde aici magistrații vor decide dacă vor aresta pentru 30 de zile cei 9 suspecți sau dacă le vor da alte măsuri preventive, iar aici vorbim despre arest la domiciliu sau control judiciar. Știm că sunt deschise 2 dosare penale, unul la București și unul la Ilfov. Vizează însă infracțiuni asemănătoare sau din aceeași sferă. Aici vorbim despre infracțiuni foarte grave de tentativă de omor, distrugere, tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și alte astfel de infracțiuni. Mai mult vorbim chiar despre infracțiunea de port ilegal de armă albă și loviri sau alte violențe. În total ar fi vorba despre 32 de persoane în aceste 2 dosare. Vorbim despre persoane care s-au bătut atât în stradă, în orașul Pantelimon din județul Ilfov, iar după aceea aceste violențe s-au mutat la unitatea de primiri urgențe a spitalului Pantelimon din sectorul 2 al capitalei. Așa cum descriu procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2, vorbim despre 11 inculpați care ar fi ajutat un al 12-lea inculpat să lovească o victimă cu arme albe. Am văzut și acele imagini de pe camerele de supraveghere unde au destabilizat întreaga ordine din spital la momentul respectiv, iar medicii și-au încetat activitatea. Acum, aici, la judecătoria sectorului 2 au venit și mascați. Este un exercițiu de imagine, am putea spune. Înțelegem că ar vrea să prevină orice conflict între persoanele care au venit aici, aparținătorii celor 9 suspecți și care sunt în clădirea judecătoriei sectorului 2. Rămânem și noi aici și venim cu mai multe informații. Avem și o anomalie juridică, pentru că e vorba de un incident care a avut 2 episoade, dar care este practic anchetat de către 2 instituții diferite de parchet. De aceea avem și acest dute vino între secția 9 poliție și IPJ Ilfov. Dar eu cred că acest dosar trebuie să fie conexat. Sunt practic aceiași inculpați și, repet, 2 episoade. Ce nu s-a consemnat sub nicio formă este că clienții mei, cei din familia Danciu, au fost atacați. Incidentul practic s-a petrecut în fața casei lor și la ei în curte. Deci este sunt mai multe persoane care au intrat peste ei în locuință cu scopul de a agresa. Ce mi se pare și mai grav este faptul că clienții mei semnalaseră încă de luni, semnalaseră faptul că sunt amenințați și că li se transmisese că vor fi atacați chiar în locuințe. Au formulat și plângere penală, au sunat și a doua zi în cursul zilei de marți, nu s-au luat nicio măsură, iar sâmbătă, efectiv, s-au întâmplat toate acele amenințări care erau în mediul online. Cum să ai victimele arestate? Avem o persoană care a fost victima unei tentative de omor, a fost călcată cu mașina, a fost operată la spital și astăzi va fi pusă cu propunere de arestare preventivă, iar persoana care a călcat-o cu mașina nu a fost încă de găsit și nici pusă sub acuzare și nici cealaltă persoană care o însoțeau. Este inadmisibil ca agresorii să umble liber neacuzați de nimic, iar victimele, părțile vătămate, să fie arestate preventiv, motivat tot de faptul că în acea porțiune de filmare care a ajuns în posesia polițiștilor apare o agresiune efectuată de către clienții mei, dar nu apar momentele premergătoare, nu apar filmările integrale. Noi am identificat camerele de la vedere din zonă și am solicitat poliției să ridice acele filmări pentru a se descoperi adevărul. Cei doi bărbați suspectați că au adus în portul Constanța tone de cocaină ascunse în butoaie cu fructe congelate au fost arestați pentru 30 de zile. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a susținut că operațiunea antidrog din port nu a fost întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie pentru combaterea crimei organizate, care este implementată de luni de zile. Acțiunile pentru combaterea grupărilor de crimă organizată, a grupărilor de interlopi, vor continua. Operațiunea de ieri și cele care vor urma nu sunt întâmplări. Acționăm structurat și planificat de luni de zile
și vom continua pe durată nedeterminată. Am alocat prioritar în lunile precedente și voi continua să aloc resurse logistice, financiare și umane pentru această luptă. Poliția română, Poliția de frontieră, Jandarmeria sunt instructate și vor continua să dea o ripostă fermă și dură crimei organizate, traficului de droguri și de persoane, migrației ilegale. Cu respectarea tuturor prevederilor legale, dar ferm și dur, lege și ordine. Este o luptă de durată, drogurile și clanurile pot fi învinse, dar prin efort național. Ministerul Afacerilor Interne își va face partea sa. România are printre cele mai accesibile credite ipotecare din Uniunea Europeană, relevă un studiu de specialitate. Astfel, rata medie lunară pentru un apartament cu două camere în București este de 40% din salariul mediu pe economie, față de 68% în Budapesta și 103% în Praga. Potrivit calculelor, cel mai avantajos raport rată-salariu este în Roma, de 38%. Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 16% anul trecut, peste rata inflației și a depășit 4.400 de lei net, potrivit Institutului Național de Statistică. Femeile au câștigat în jur de 4.200 de lei pe lună, cu 8,2% mai puțin decât bărbații. Cel mai bine plătiți au fost angajații din IT, cu salarii aproape duble față de media națională. În clasament urmează intermedierile financiare, producția, furnizarea de energie, gaze și apă caldă, industria extractivă și administrația publică. Vineri începe programul Casa Verde Fotovoltaice cu un buget record de aproape 2 miliarde de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Românii care vor să devină prosumatori vor primi subvenții de 30.000 de lei față de 20.000 de lei cum era până acum. Cu acești bani își vor putea instala atât panouri fotovoltaice cât și baterii pentru stocarea energiei produse, o noutate a acestei ediții. Viitorul lui Klaus Iohannis la încheierea mandatului la Cotroceni rupe coaliția. Nicolae Ciucă spune că Marcel Ciolacu s-a răzgândit în ceea ce privește susținerea legii liberalilor, care i-ar permite președintelui să candideze la Senat, deși mandatul său încă nu s-a încheiat. Premierul zice că liberalii mint și că nu a avut loc nicio discuție pe acest subiect. Pe rețelele sociale au curs atacurile între partenerii de guvernare. Colega mea Arina Delce este la sediul central PSD și ne explică ce se va întâmpla în continuare cu guvernarea. Bine v-am găsit. În principiu, guvernarea PSD-PNL va continua fără probleme, susțin liberalii, până la alegerile parlamentare, moment în care PNL s-ar îndrepta mai cu seamă la o alianță cu alte partide din partea dreaptă a eșichierului politic. Însă, Nicolae Ciucă a spus că liberalii nu au de gând să mai discute cu cei din PSD atunci când vine vorba despre chestiuni politice. Ba mai mult, liderul liberalilor nici nu vrea să mai audă de ședințele de coaliție dacă nu au legătură cu chestiuni ce țin de guvernarea țării. Ședințe care oricum, de când cele două partide au anunțat că vor participa separat la alegerile prezidențiale și parlamentare, au început să fie din ce în ce mai rare. Care este motivul de supărare al lui Nicolae Ciucă? Ei bine, el spune că în această primăvară a existat o discuție între Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, iar președintele PSD atunci și-a dat acordul cu privire la legea pe care liberalii urma să o depună în Parlament, lege care reglementează faptul că președintele aflat în exercițiul funcției, dar în ultimele 3 luni de mandat, poate să candideze la alegerile parlamentare ca independent, dar pe listele unei formațiuni politice, proiect care a fost și depus săptămâna trecută de liberali în Parlament. Ei bine, atunci, spune Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a spus că socialdemocrații vor vota această lege, însă acum am văzut socialdemocrații s-au răzgândit. La începutul acestei săptămâni a avut loc o ședință a conducerii PSD și acolo ei au hotărât că vor vota împotriva unui astfel de proiect dacă până la urmă își va continua parcursul legislativ și va ajunge la votul final, pentru că spuneau socialdemocrații, aceasta este o lege strict pentru o persoană. Acum au venit reacțiile. Președintele PSD a postat pe rețeaua de socializare Facebook și programul pe care l-a avut în data de 3 aprilie și a spus că nu a avut nicio discuție nici în 2, nici în 3 referitoare la acest subiect în această primăvară, mai precis în data de 3 aprilie. Ei bine, Nicolae Ciucă nu a spus nicăieri că atunci ar fi avut loc întâlnirea, însă a spus cândva în primăvară. Acum, din informațiile pe care le avem noi, Marcel Ciolacu spune că nu-și amintește nici dacă săptămâna trecută ar fi avut loc vreo discuție și parcă simțind că vine această nouă explicație, Nicolae Ciucă a scris și el pe rețeaua de socializare Facebook aseară târziu, a spus: e greu de crezut
că Marcel Ciolacu și-ar mai aminti ce s-ar fi întâmplat în primăvară, câtă vreme nu își amintește ceva ce s-a petrecut săptămâna trecută, sugerând astfel liderul liberalilor că au reluat tema și în urmă cu doar câteva zile. Pe rețelele sociale curg de ieri și până astăzi inclusiv postări critice, mai ales ale socialdemocraților la adresa partenerilor de guvernare, pe care îi critică pentru că ar vrea să rupă coaliția înainte de alegeri, dar liberalii nu vorbesc despre asta, ci doar despre ce se va întâmpla în relația PSD-PNL după alegerile generale din decembrie. Ce se întâmplă cu legea, acest proiect depus de liberali în Parlament, dar care a fost blocat deocamdată, pentru că PNL, văzând că nu are parte de sprijinul socialdemocraților și nici de cel al Uniunii Salvați România, a decis să ceară un punct de vedere oficial de la Biroul Electoral Central cu privire la acest proiect legislativ. Vineri ar urma să avem un răspuns de la BEC și abia apoi liberalii se hotărăsc dacă merg mai departe cu demersul legislativ. Sunt unii juriști care spun că nici măcar nu ar fi nevoie de această schimbare legislativă pentru ca președintele să poată candida. E o dilemă constituțională aici. Urmărim, vedem. România va deveni unicul producător de muniție pentru tancuri Abrams din Europa, anunță ministrul economiei. Cu un împrumut în valoare de 920 de milioane de dolari oferit de Statele Unite, în țara noastră va fi creat un centru de excelență în producerea de muniție de calibru mare 120 până la 155 de milimetri. Acordul de împrumut a fost semnat astăzi în cadrul unui eveniment la care a participat și ambasadoarea Statelor Unite în România. Vom dezvolta noi capacități de producție în România, vom crea locuri de muncă pentru români și vom redeveni relevanți în ceea ce privește producția de echipamente militare la nivel regional. În același timp, vom avea acces la tehnică militară de cel mai înalt nivel, care ne va ajuta să lucrăm împreună cu Statele Unite și aliații noștri din NATO pentru consolidarea apărării colective și descurajarea amenințărilor la adresa României și țărilor aflate pe flancul estic al Alianței. Acest împrumut FMF explorează de asemenea teritorii noi pentru susținerea unei inițiative public-private comun SUA-România pentru producerea de muniție de artilerie. Această colaborare revoluționară reflectă importanța eforturilor de modernizare a apărării României. Prin oferirea de fonduri de granturi americane, scopul nostru este să ne asigurăm că România rămâne în primul planul inovație și al dotării militare pentru mulți ani de acum înainte. Semnarea de astăzi este și mai importantă având în vedere provocările acute de securitate rezultate în urma agresiunii continue a Rusiei împotriva Ucrainei. Familia Iohannis mai pierde o casă în instanță și este obligată să restituie chiria în valoare de 260.000 de euro de pe un alt imobil pierdut în anul 2016. Imobilul de unde trebuie recuperată chiria a fost spațiul comercial închiriat unei bănci. Decizia definitivă a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție într-un litigiu privind dreptul la moștenire. Acum statul poate să-i ceară banii pentru chiriile de pe ambele case. Din cauza litigiului, ANAF nu a putut recupera până acum nici imobilul pierdut în 2016 și nici banii din aceste chirii. Confruntările armate din Orientul Mijlociu devin tot mai violente. Gruparea jihadistă Hezbollah din Liban a anunțat că a lansat o rachetă balistică asupra orașului Tel Aviv. Este în premieră de la începutul războiului din regiune, când Hezbollah folosește o astfel de rachetă care este mult mai puternică. Ținta a fost sediul Mossad, serviciul israelian de informații, care, potrivit Hezbollah, este responsabil de asasinarea liderilor grupării, dar și de recentele explozii ale mijloacelor de comunicare folosite de milițiile islamiste. Armata israeliană a confirmat atacul și a spus că racheta a fost interceptată de sistemul Arrow, cel mai avansat din cadrul apărării aeriene stratificate Israelului. Arrow poate intercepta rachete balistice cu rază lungă de acțiune, la o altitudine de peste 100 de kilometri. Potrivit presei străine, Hezbollah a folosit o rachetă de producție iraniană. În prezent, Teheranul este principalul susținător al milițiilor din Liban.
Estimări independente arată că această grupare ar deține până la 200.000 de rachete de diferite tipuri și este cea mai puternică structură paramilitară din regiune. Autoritățile israeliene spun că vor continua operațiunile împotriva Hezbollah până când gruparea va înceta să atace Israelul. De la Fix, cu mai multe știri și informații, vă așteaptă ca de fiecare dată colegul meu Claudiu Popa. Pe curând!